Domnul pe noi ne cheamă, iubiții mei frați, să ascultăm că biserica e locul în care ne cunoaștem și aici Dumnezeu a rânduit între noi oameni de care se folosește și pentru care noi ne rugăm. Asta e datoria noastră, să ne rugăm pentru oamenii în care Dumnezeu a investit, pe care Dumnezeu i-a ales, de care Dumnezeu se folosește. Să ne ascultăm toate lucrurile care le spun toți oamenii și cel mai ușor să cădem de partea lor și să fim absolviți de mari responsabilități. Să spunem, de aia nu facem noi asta pentru că... Și Domnul ne spune nou altceva, supune-te lui Dumnezeu. Citesc și eu un singur verset din Iacob, capitolul 4. Versetul 7. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Iubiți mei frați, eu sunt foarte bucuros că Dumnezeu are pentru fiecare întâlnire lucruri speciale și ne surprinde. Beni nu era planificat pentru seara asta. Era la apă când am venit și am spus, ai mâncat bine, vii să dai fraților ceva după hrana ta. Și el a venit fără să se întrebe la ce vine. I-a spus, te va călăuzi Domnul. Gândiți-vă fiecare dintre noastre care sunteți aici, că fratele ne-a spus că viața asta trebuie să fie o permanentă conexie cu Domnul. O rugăciune permanentă, adică să rămânem permanent legați de Domnul. Eu am citit, supuneți-vă lui Dumnezeu, ascultați-L pe Dumnezeu. Uitați cum spune cuvântul Domnului, de aceea mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr. Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc. Să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrărilor. Trăiți în pace între voi. Vreau să vă aduc aminte la lucrări pe care unii dintre dumneavoastră le aveți ca satisfacție, că ați ascultat. Supuneți-vă lui Dumnezeu, ascultați-L. Amintiți-vă câte bucurii ați trăit acum aici în lucrările care s-au făcut în biserică. Parte din dumneavoastră, amintiți-vă că ați venit aici și v-ați rugat un ceas în noapte. Dar de ce? Să ascultăm, să ne supunem lui Dumnezeu. Să credem că Dumnezeu are o direcție pentru biserică. Să credem că Dumnezeu a dat oamenilor pe care i-a ales viziune și noi avem obligația nu doar să zicem da, ci să ne și rugăm pentru ei. Pentru că sunt probleme de care vreau în această seară să vă spun că ar trebui să fim scutiți dacă am ascultat de Domnul. Și citesc dintr-o pildă foarte cunoscută. Pilda fiului risipitor. Suferințe pe care un tânăr și le-a făcut el cu mâna lui. Nimeni nu i-a cerut, ci mintea lui, înclinația lui, drumul lui, dorința lui a fost să se ducă într-o direcție unde și-a făcut propriile lui probleme, suferințe. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării acelea, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu le dădea nimeni. Din viața frumoasă pe care a avut-o lângă tatăl, i-a venit o vreme de răzvrătire, de rebeliune, să plece, s-a săturat. Că în cele din urmă ne săturăm și de bine și de rău.
Că uitați, un om care a fost la bine, care a fost în ascultare, lângă tata care a purtat totdeauna de grijă, care nu era niciodată în situația de a nu avea să mănânce, îi se punea pe masă, hainele îi le dădea și tot de ce avea nevoie îi se oferea. Într-o zi a zis, vreau să plec pe cont propriu. Și și-a ales un drum departe de tata, departe de locul fericirii lui. Și în această seară eu vreau să las un gând. Să știți că pot să fie situații în viață când să ne producem dureri noi și să nu vină niciodată Dumnezeu acolo să ne asculte, ci să ne aștepte tocmai în locul de unde am plecat noi. Și când noi vă spunem și vă chemăm aici și vă îndemnăm prin cuvântul Domnului, așa cum s-a citit în această seară, și cuvântul acesta al Domnului pe care noi l-am avut și Duhul lui Dumnezeu i l-a dat la fratele Beni, ne-a chemat pe fiecare dintre noi să fim foarte atenți la ceea ce vom face noi. Uitați ce spune Domnul, nu stingeți Duhul. Poate la strigarea care face Domnul, printr-un îndemn de aici, ascultă, fii supus. Și tu spui, nu mă interesează. Să vină niște lucruri pentru care deodată să te găsești într-un loc în care nu mai ai ceea ce ai crezut că va ține. Sunt atâtea trădări pe care noi le avem. El s-a dus să-și cheltuiască banii cu prietenii. Ei nu erau prieteni, erau mâncăi de bani și de avere. Degeaba a plâns el că a avut încredere în prieteni când el a luat averea ce nu era a lui, ci era de fapt o moștenire care îi se cuvenea lui de la tatălui, dar după ce tatălui trebuia să plece din viață. Și sunt lucruri spre care Domnul în această seară vrea să ne spună, supune-te lui Dumnezeu, ascultă-L pe Dumnezeu. Placă-ți chemările pe care Dumnezeu ți le face vis-a-vis cu slujirea de aici. Frați din fanfară, nu-i spiritualitate mare, vă spun mulți oameni. Frați din cor, nu-i spiritualitate mare cor. Grup de copii, cor de fete, de băi, nu-i mare spiritualitate. Dar ei vin, frații mei, aici la biserică. Ei fac zeci de ceasuri aici. Și știu să asculte o muzică pe care nimeni nu-i învață că n-ar fi voie să o asculte. Și ei vin aici și își petrec timpul lor în fiecare săptămână aici cu un anturaj bun. Și laudă pe Dumnezeu. Și sunt oameni care nu se supun. Și care în loc să aprecieze munca unor oameni care ostenesc. Că venim la biserică. Păi ce aduc copiii, părinții ăștia la biserică, a zis cineva, dar ce le trebuie lor mandoline, ce le trebuie lor chitări, dar ce trebuie să vină aici la studiu biblic, acum au atâtea mijloace de a învăța. Uitați ce spune Domnul, ca te supune lui Dumnezeu. Iisus Hristos la 12 ani s-a dus în templu, a luat cartea, a citit din ea, a închis-o, a dat-o îngrijitorului și s-a așezat jos și la 12 ani a stat de vorbă cu oamenii care erau acolo, învățătorii legii, și toți erau uimiți de ceea ce era în el, pentru că erau niște experiențe și trăiri a Domnului. Mă uit așa de anii care slujesc aici, la multe familii din biserică, care au venit marți la biserică, joi la biserică și au adus copiii lor. Și nu e ușor acum, vezi? Alexandra pleacă cu pruncul aici. Da, nu-l putea lăsa acasă, pe cineva îl tulbură că plânge un copil în biserică. Dar să-ți aduci copiii în casa lui Dumnezeu, ferice de cei ce sunt în casa ta, să-i mulțumești lui Dumnezeu că poți să vii soț, soție, cu pruncii, că nimic nu-i va ține lângă Domnul numai dacă îi aduci aici la biserică. Mulți părinți îmi spun, nu înțeleg copiii nimic, problema e că nu înțelegem noi nimic, că ne trebuie viață comodă, că aduce copiii la biserică, numai gândindu-mă la voi care îi îmbrăcați. Nu uit niciodată cum mi-a povestit o mamă că a venit să nu mai vină la biserică în seara aia, pentru că bărbatul nu era acasă. Și a zis, plec cu toți trei copiii la biserică. L-am băgat pe primul, în timp ce îl îmbrăca pe al treilea, că al doilea care a fost până aia îmbrăcat,
au prins undeva o ciocolată că s-o murdărit. Și când l-au văzut cum a fost, o știi ce, cred că e de la Domnul să nu mai merg la adunare, nu mai duc la adunare. Și el mai mare zice, da, mame, hai să merg la adunare. Și când a venit cu mașina pe drum, iară ce a făcut, ce n-a făcut el mai mare, l-a o frână ei și a făcut și un cucui în cap. Și mă zic, frate, cum e? Zic, e bună lucrarea. Tu ai ascultat pe Domnul și diavolul a venit să spună nu. Supuneți-vă lui Dumnezeu. Și când diavolul vine și spune nu te mai du, nu te întoarce să stai de vorbă cu diavolul, că păcatul Evei a fost momentul în care ea a început să discute, să-și întoarcă spatele spre Dumnezeu și să stea de vorbă cu șarpele. Ce am citit aici e supune-te lui Dumnezeu, Doamne, vreau să te ascult. Și vine diavolul. Și poți să spui doar Domnului, Doamne, uite, problema asta ar fi să nu mă mai duc la biserică, să nu mai trimit copilul la repetiție. Câți copii nu încep fanfara mică și în timp? Pentru că e muncă. Și dacă copilul un pic zice, nu mai vreau, noi îi dăm dreptate. Și în cele din urmă, fără să ne dăm seama, motivația noastră nu-i că-i neglijența noastră, nici că-i copilul nostru cu un pic de problemă, ci întotdeauna căutăm să lovim în alții. Și Domnul ne spune, viața asta are un singur scop. Dumnezeu, supune-te lui Dumnezeu, ascultă-L pe Dumnezeu. Nu stinge Duhul ăsta, că ai trecut cu D mare, nu stinge chemarea lui Dumnezeu, că vine Dumnezeu să-ți vorbească. Fratele a spus, după ce te rogi, ai un timp, nu știu când vine glasul lui Dumnezeu să spună fă, dar vine glasul lui Dumnezeu și spune fă. Dar vine diavolul și spune imediat, nu. Câte dimineți n-am avut îndemnuri? Câte zile n-am avut din partea cugetului meu lucrul să le fac? Și seara n-am făcut nimic. Știți de ce? Primul gând bun vine întotdeauna de la Domnul. Diavolul n-are niciun gând bun pentru nimeni. Ascultați-mă, diavolul niciodată nu vine să spună ceva bun. Întotdeauna gândul bun vine de la Domnul. Și Domnul spune, ascultă-l! Dar vine diavolul. Și trebuie să te împotrivești lui. Spui, Doamne, știu că gândul ăsta a venit de la tine. Dar spune, lasă pe altă dată, dacă nu-i nevoie. Astăzi mergeam cu mașina la biserică, unde am slujit dimineață, și am văzut un tată cu 3 copii. Mergând spre biserică. M-am dat seama că merge la biserică, că n-avea unde la ora aia să meargă decât la biserică un tată cu 3 copii. M-am dus, am făcut vreo 2 km și ceva și am zis, băi, ce drum lung au ăștia până la biserică. Dar în localitatea aia m-am dus. Și acum să mă întorc înapoi, am întrebat pe cineva cine sunt oamenii ăștia și zic, merg la altă biserică. M-am întorc înapoi să vin la biserică să mă auziți pe mine predicând, că să știți că diavolul... Și am zis, Doamne, aș vrea să cunosc oamenii ăștia. Și dacă Tu o să-mi dai să pot vorbi cu ei, o să înțeleg chemarea aia care mi-a făcut, oprește-te și ai de la tine, voi să vină la biserică. Și când se termine biserica, să pot să-i duc înapoi. Oamenii ăștia au venit, au trecut pe lângă biserică, s-au dus la biserică, unde merg ei, și s-au întors înapoi la biserică unde am slujit, unde a fost botezul. Și... i-am văzut acolo când s-a terminat biserica, am mers să-mi dau mâna cu el și am zis, frate, vreau să spun ceva, înapoi vreau să vă duc eu cu mașina. Vai, ce s-a bucurat pruncii. Ce mașină faină. Am stat un pic de vorbă cu el. Și el mi-a cunoscut mașina. Și a văzut că sunt singur în mașină. Și unul din băieții lui mai mari, și el a cunoscut mașina. Și el a știut că e păstorul care predică atunci dimineața, în dimineața asta. Și a zis, v-am luat în mașină să-mi cer iertare.
Dimineața când am trecut pe lângă voi, chiar m-am uitat, nu venea niciun tânăr pe Valea Mureșului Vintir, niciun tir n-a venit, n-avea nicio mașină. Puteam fără probleme să pun avariile și să vină. Pentru că întotdeauna chemarea lui Dumnezeu o ai. Și Dumnezeu zice, și supune-te, ascultă-mă. De ce? Pentru că în momentul în care eu îți vorbesc, deodată cineva te trage, spune, nu te du acum, nu fă asta, nu merită să te duci acolo. Și spune 100 de motive și s-ar putea să te convingă. Și să spun ceva, nu pleacă atunci, diavolul rămâne la tine. Cum văd eu lucrul ăsta? Când Domnul zice, supune-te mie, când eu stau în fața lui și mă rog, și eu mă rog neîncetat, bine ce am învățat, eu tot timpul conectat, și Domnul îmi vorbește, diavolul din apoia mea, îl simt că îmi spune altceva și îmi dau seama că ăla nu-i Domnul, dar eu nu mă întorc să-i spun, mustre-te Domnul, lasă-l pe el, spune-i Domnului, că așa-ți vine să nu te duci la omul ăla. Că așa îți vine să nu te rogi pentru pastor, că așa te tulbură când te cheamă frații, așa nu-ți place problema asta, spune-i Domnului și spune-i că din spate simți chemările astea, strigările astea și când îi spui Domnului, Domnul privește prin tine sau peste tine la satana și atunci el fuge, că el nu fuge dacă zic du-te de la mine. Nu vreau să te ascult, eu n-am ce să-i spun lui că nu-l ascult, eu trebuie să mă supun lui Dumnezeu și să spun, te ascult pe tine. Nu să mă întorc, oare chiar e adevărat că dacă o să mâncăm, o să murim? Că dacă eu nu mă duc astăzi în locul cu tare, se va întâmpla ceva? Sunt chemări ale Domnului pentru fiecare dintre noi, în fiecare zi, iubiții mei frați. Și El ne spune, supuneți-vă lui Dumnezeu, Duhul vostru. Are felul lui de a înțelege. Ești în familia ta, ești cu soțul, cu soția, cu copiii, sunt vecinii tăi și biserica și tot ce vrei. Să ridici mașina pe cric, normal că atunci bagă predica, înainte de aia n-ai ce să-i spui. Dar când ți-l dă Dumnezeu omul în mână, dar până aia trebuie, până în locul acela, tu trebuie să te supui lui Dumnezeu, să ajungi în locul ăla. Vedeți, Daniel a ajuns într-un loc în care nu și-a dorit el. Dar uitați ce spune, Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească să se spurce. Eu mă supun lui Dumnezeu. Eu îl ascult pe Dumnezeu. Și în momentul ăla n-ai niciodată de făcut negoț. Niciodată n-ai discuții pe ceea ce spune Dumnezeu. Și vreau să spun, ne întâlnim aici, vedeți? Și întotdeauna, duminicile seara, mi-am dorit să fie provocări spre lucrări. Că ne cheamă Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Că mare nu e ăla care e mare. Apostolii au fost mari, că a știut să stea față în față cu un om. Marele apostol Pavel a mers în locul în care Petru cred că nu și-a dorit să meargă, deși lui a arătat Dumnezeu fața de masă în ziua de post și a văzut animalele alea, târâtoarele, și a zis îngerul, taie și mănâncă. El s-a dus odată în casa lui Corneliu, dar după aceea n-a mai fost interes pentru neamuri. Și l-a ridicat Domnul pe apostolul Pavel, care în finalul vieții lui și-a dorit să ajungă, dacă îi va permite Dumnezeu, să stea odată în față, față în față cu Cezarul. Și n-are altceva de spus la nimeni, la toți împărații cu care a stat de vorbă, cu marele preot și cu sinedrul lor și cu tot, decât să le spună cum i s-a descoperit Dumnezeu, cum l-a scos Dumnezeu și de acum el cum i se supune acestui Dumnezeu și cum îl urmează pe el. Și că el n-are de gând să mai asculte niciodată alte șoapte, pentru că un om mare al lui Dumnezeu e un om care știe să stea de vorbă cu un om.
Ăla e un mare din biserică. Pentru locul ăsta e mare bătălie. Și locul ăsta e destul de periculos. Că dacă voi nu vă rugați pentru noi, locul ăsta devine foarte periculos și lunecos. Câți oameni n-au căzut când au fost aici. Dacă nu ne susține Dumnezeu și dacă nu aveți dumneavoastră grijă să vă rugați pentru noi, cât de sensibil și de lunecos poate fi locul ăsta și de periculos. Mai ales cursa de oameni, câteodată să asculți oamenii și să-ți fie frică de ei, pentru că frica de oameni e o mare cursă. Dar în această seară Dumnezeu ne spune vis-a-vis cu lucrarea la care ne cheamă. În primul rând, ascultă întotdeauna când Dumnezeu te cheamă de aici. Când pentru frați se dă din partea Domnului câte o directivă așa, câte o hotărâre, câte o luare de poziție. Prima dată când toți oamenii aud, ar fi bine să fii purtătorul de veste bună. Mă, Domnul ne-a chemat. O să vă anunțăm la o zi de post, fiecare dintre noi. Eu știu că toți postiți. Dar știți ce? De ce mi-ai spus să postesc? Postesc când vreau eu. Domnul ne-a spus că să vestim un post. Și noi l-avem planificat. Și biserica ar trebui să ne supunem că Dumnezeu are ceva de lucrat prin aceste 6 zile de post. Că Dumnezeu, dacă ne-a chemat într-o noapte la rugăciune, are de vorbit une ceva. Că stăm înaintea Lui, facem o conexie foarte bună și când plecăm de aici, ne va spune niște lucruri extraordinare. Vom avea și noi peste un pic de timp, peste o zi, peste o săptămână, peste o două, tocmai un răspuns. Dar niciodată n-am știut să mulțumesc pentru că mi-a plecat mama. Unde vrei să afli asta, dacă nu supunându-te lui Dumnezeu? Și ce să spune fraților, când Domnul vorbește atât în biserică, aici spune, nu disprețuiți prorociile. Nu-i voie să disprețuiești prorocia. Prorocul se califică în măsura trăirii și a vieții lui. Sunt atâtea lucrări pe care oamenii le cântăresc cum știu ei. Atât de multă înțelepciune avem încât asta o luăm, asta nu o luăm. Eu vă vorbesc de prorocii bisericii și să vă spun tuturor, Dumnezeu a rânduit în biserică proroci. În norod s-au ridicat proroci mincinoși și în lume s-au ridicat proroci mincinoși. În biserică Dumnezeu și-a rânduit proroci. Pe ce îi cunoaștem noi? Pe viața lor. Domnul a zis, după roadele lor îi veți cunoaște. De aceea dacă biserica are în fruntea ei sau în ea îngerul bisericii, păstor, are diacon, are prezbiter, Doamne dă să avem și apostoli. Că ăștia pot să fie și în piață. Unul de ăsta poate fi Solomon. Un om care după ce predică și trimite un om, îi cumpără bilet. Să vină poliția noaptea la 12 să-i sperie familia, să-l pună să dea declarații. Domnul pe noi ne cheamă, iubiții mei frați, să ascultăm. Că biserica e locul în care ne cunoaștem și aici Dumnezeu a rânduit între noi oameni de care se folosește și pentru care noi ne rugăm. Asta e datoria noastră, să ne rugăm pentru oamenii în care Dumnezeu a investit, pe care Dumnezeu i-a ales, de care Dumnezeu se folosește. Să ne ascultăm toate lucrurile care le spun toți oamenii și cel mai ușor să cădem de partea lor și să fim absolviți de mari responsabilități. Să spunem, de aia nu facem noi asta pentru că... Și Domnul ne spune nou altceva, supune-te lui Dumnezeu. Aici în biserică Dumnezeu are de vorbit. Dumnezeu cheamă oamenii și ca biserică și apoi și ca individ, dar trebuie să te supui. Și când te supui și spune diavolul, mă, oare bine ce a zis? Spune-i Domnului, eu am vorbit, bine o vorbit niște experiențe, voi le-ați auzit. Nu trebuie, măi, ce zici, e așa? Sigur omul spune că nu e așa. Dar când stai înaintea lui Dumnezeu și spui, Doamne, cuvântul ăsta care s-a rostit,
și tu simți că e în legătura ta cu Dumnezeu, ajută-mă să-L împlinesc, ajută-mă să-L trăiesc, ajută-mă să mă sacrific, să postez, să mă sacrific, să mă duc, să mă rog, să stau înaintea ta, ajută-mă să pot să mă gândesc ce-ar fi bine să fac și eu, că de-aia m-ai chemat la pocăință. Momentul ăla de supunere lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, și când spui, Doamne, diavolul îmi spune, ție spun, Doamne, că tu mă asculți, eu vreau să fac voia ta. Câteodată îmi place, ca la fiul risipitor, îmi place să plec de acasă. Mă, o să pățești rău. Câți n-am avut de plătit? Câți n-au polițe de plătit că au părăsit pe tata lor? Au părăsit locul în care Dumnezeu i-a chemat. Și Domnul ne spune, împotriviți-vă diavolul. Când diavolul spune, pleacă din casă, pleacă din biserică, pleacă din grupul ăsta, du-te undeva unde e mai ieftin, unde e mai ușor, unde te înțeleg oamenii, unde ești acceptat așa cum ești. Știi de ce fugim dintr-una în alta? Pentru ca să ne accepte oamenii cu păcatul nostru. Mulți dintre noi vrem să ne găsim o biserică în care să ne regăsim, să ne accepte, să ne lase așa cum suntem, să nu se atingă nimeni de rana noastră, să nu se atingă nimeni de ceea ce nu-i bun în noi și acolo să ne ducem și acolo să ne regăsim. Și Domnul spune, auzi, voi supuneți-vă cuvântului, împotriviți-vă diavolului și când eu cu voi ținem legătura, eu ameninț pe diavolul și diavolul vă va lăsa în pace și voi veți fi oameni care veți face voia mea. Supune-te mie, ascultă-mă pe mine, spune mie când vrei să faci că nu poți. Și eu spun diavolului, pleacă. Și atunci pleacă diavolul. Diavolul nu are altă amenințare decât smerenia și pocăința mea înaintea lui Dumnezeu, implorându-L, scapă-mă, izbăvește-mă, nu mă lăsa, Doamne, mi-ai spus să fac lucrul ăsta, ăsta vreau să-l fac. Și închei, dacă ai prins ceva în dreptul tău, și diavolul îți va spune, da, e așa, dar eu spun încă o dată, împotrivește-te diavolului și vei fi un om liber pentru că Domnul te va elibera și îți va da putere. Amin.